Ei, ce faci? Păi, sperăm cu mozaic. Wow, ia să văd. Și ce tablou o să fie? A să fie portretul meu cu Dorian. Da? Aici se vede o față așa. Super, hai să facem o prezentare la Mozabri, vrei? Da, astăzi vom face o prezentare la un mozaic super fain. Mozabric alb-negru modelos. Poți construi diverse tablouri în pixel art, dar mai mult se folosește pentru portrete. Cum poți vedea, chiar este pus pe cutie fotoconstructor 51x51 cm, 5800 de piese. Modelul S este cel mai mic, de asemenea există modelul M un pic mai mare și L și mai mare. Mai nou există Mozabric Color, care când facem rost de el, îl scoatem pe canal numai decât. Deci, modelul nostru include 4 plăci galbene pe care se strânge tabloul, carte de instrucțiuni, 2 pachete cu piese de culoare albă, 2 de culoare neagră, 2 de gri deschis, 2 de gri închis și 2 pachete de gri între deschis și închis. Niște plăcuțe pentru a uni cele 4 plăci și un instrument pentru a scoate piesele de Lego ca să nu-ți rupi unghiile. În cartea de instrucțiuni, în mai multe limbi, avem niște reguli de bază, cum să faci ca portretul să iasă cât mai calitativ. De exemplu, dacă vei alege o poză cu fundal unicolor, evident că nu vei avea atâtea piese de aceeași culoare și se va primi așa ceva. Așa, pasul numărul 1 este să intre pe mozabric.com. Pasul numărul 2, apeși pe butonul manual de montare. Pasul numărul 3 este să introduci codul de 6 simboluri care se află pe prima pagină. 4. Alegi numărul de joc, adică modelul de mozabric care l-ai tu. Apeși butonul pentru a încărca o poză, de dorit să fie calitativă și fața cât mai aproape. Alegi schema de montaj care îți place mai tare și pe urmă o transmiți la tine pe poșta electronică. De acolo poți să o spui la printer ca să-ți fie mai ușor de montat. Dacă nu, pui telefonul în fața ta și te uiți direct din telefon. Hai să vezi și tu cum reușim să construim din aceste piese micuțe de Lego o operă de artă. Thank you.
Apropo, marginea sau rama pentru portret se vinde aparte. Deci, cum ai văzut, este un puzzle atractiv și ușor de montat. Cel mai avantajos că îl poți folosi la infinit pentru a crea diferite portrete cu familia ta, prietenii tăi, animale, etc. Dacă ți-a plăcut, abonează-te și pune un like. Dar dacă nu ți-a plăcut, dă un share să știe toată lumea cât de nașpa suntem. Pe curând!